dimineața și bine v-am găsit, drag, surpriză la tine acasă. A ajuns în satul Cristoforov, care are un unghie. Avem deosebită plăcere să stăm din nou în fața dumneavoastră și să anunțăm o surpriză frumoasă care va avea loc în grădinița din localitate și cu multă recunoștință venim și noi în fața instituției de învățământ preșcolară care ne permite și aici să intrăm. Și noi, desigur, cu prietenul meu, venim astăzi să aducem o surpriză frumoasă lui Andrian. Ceea ce face o frumoasă vârstă, deja din 5 anișori, un adevărat bărbat, care este aici la grădiniță, că este ziua de marți. Și de bună dimineață, mămica Viorica ne-a rugat să venim aici să-i cântăm la mulți ani și să-l bucurăm cu cele mai alese cuvinte și o dragoste mare. După care facem accent și pe acele daruri care le-a ales mămica, cu mine împreună, desigur, să-l bucure și astăzi să-i facă ziua frumoasă și deosebită. Este sufletul drag al mămicăi pe lângă ceilalți doi feciorași mai mari și astăzi mămica vrea să-l bucure și astăzi mămica vrea să-i facă ziua de bună dimineață frumoasă. Și dacă ne s-a permis accesul în instituția de învățământ preșcolară, noi venim cu drag și multă căldură sufletească din suflet astăzi, împreună cu toți copilașii din grupa lui Andrian, să-i cântăm la mulți ani. Ce se primește? Ce o să ne reușească? Ce emoții vom răscoli în acel sufletel micuț de om de 5 anișori? Desigur, vedem împreună cu dumneavoastră. Haideți cu noi! Pot să stau să te privesc, chiar și timpul l-aș opri. Nu mă satur, te iubesc, minune de copil. Pentru tine îmi doresc tot ce e mai bun și o să te iubesc și zi de zi am să-ți-o spun. Bucuria dintr-un zâmbet ai să o vezi ca pe un soare. Ziua la toți, începând cu stimații educatori și chiar din start, până am adresat deja celor mici pici, vreau să mă închid cu mulțumire în fața dumneavoastră, tuturor, că ne-ați permis accesul în instituția dumneavoastră de învățământ preșcolar. De ce zic asta? Fiindcă de când a început pandemia, 2 ani și ceva, cam se interzise accesul și în multe cazuri am scos o magiație afară, fie că am fost spre profesori, educatori sau elevi, copii de grădiniță. Aici când ni s-a spus că se permite, să știți că am venit cu sufletul la gură. Și cu siguranță, pentru fiecare colțor de perete care îl vedem împodobit în stil de sărbătoare sau un stil care reprezintă o grădiniță, normal că ne răscolește și nouă sufletul și normal că ne revedem și noi cu 20 ceva de ani în urmă, când eram și noi la fel ca ei. Și timpul a zburat și astăzi suntem cei care venim în fața lor, în cazul de față, în fața cuiva mai special la zilei de astăzi, să aducem o surpriză frumoasă. Și aici mă opresc și vreau să fac cunoștință cu toți din voi, de fapt, noi o să facem cunoștință. Dar azi vreau să fac cunoștință în special cu Adrian. Cine este Adrian? Mă ajutați? El! Dar vedeți și o Adriana, nu? Și-o pus mugurâși! E cam o spun, dar ce vă pare, că mi-e degeaba nu la voi. Așa? E bine, uite, eu să vin așa, încerci cumva să mă pun la nivelul lui. Salut! Ești serios sau ești supărat, ca să știu? Ești tu serios? Ia uite, am venit la sărbătoarea ta, ești bucură de surpriză? Da, tot. De ce ești supărat? Hai să-mi tot mai aproape. Hai să-mi mai aproape. Hai să-mi mai aproape. Hai să-mi aici mai aproape. Încet, să nu ne murdărim de tot. Salut! Ce faci tu? Ești bucuros de surpriză? Da? Ți-am dat cadouri așa de multe azi. Ție ți plac cadourile? Adrian, tu știi? Îți plac? Da, îți faci cunoștință. Adrian, ți-i plac surprize? Și torturile că-ți duci și-ți gustați, îți plac? Da, a venit azi să-ți aducem ceva. Vreau să te prindă, nu pot cam tot asta. O dau mai repede să ne prindă. Altă treabă merge când îmi vreți să-ți luăm, așa-i? Uite, noi ți-am adus ție aici o cifră. Tu știi cifrele? Ați învățat cifrele la grădiniță? Eu știu, da! Da? Ia să-l ajutăm pe Adrian, să-i spunem. Să-l ajutăm și toți odată, să spunem ce cifre am adus noi aici. Tare! 5 am adus! Dar de ce credeți voi că noi am adus? Eu am cadou! 5! Care 5 ani? Adrian, tu ai 5 ani azi! Da? Eu am 4 ani! Eu am 4 ani! Bun,
Uite, noi am adus azi cifra 5, deoarece Andrean face 5 ani, așa? Da. Și el este sărbătorit și noi am venit să-i facem sărbătoarea frumoasă lui și de fapt și vouă care sunteți lângă el, corect? Da. Așa. Andrean, ne dai voie să-ți lăsăm torta asta frumoasă de sărbătoare? Pentru că cineva tare m-a rugat să-ți o aduc. Ne dai voie? Nu te superi? Eu până mă duc oricum scot ceva de vreun. Noi o să rugăm pe bunica să țină torta asta. Ea merge acasă și face sărbătoare și acasă la tine. Că este duce acasă și spui bunica, dar ce mai aștepta? Și ai să uiți că dimineața a fost sărbătoare. De fapt, voi așa faceți. Voi vreți și acasă și toți să fie cadouri pentru voi, așa-i? Eu nu fac, eu vreau 100.000. 100.000? Ei, hai! Ei, nu mai dau 100.000! Ești supărat? E bine așa, stai, vin aici lângă mine așa. E bine să facem noi așa. Stai că de mamă de jos. Azi e ziua ta și faci 5 anișori? Da, Andreea? Hai vorbește. Poate vorbi. Unii limba. Înghițit-le învăța. Înghițit-le învăța. Acum și o să facem noi cunoștință. Ia, hai să încercăm să... Hei, cine ne-a trimis surpriză? Cum crezi tu? Cine te iubește tine foarte, foarte tare și a spus... Vă duceți la Andrean, toți îl iubiți, așa, înseamnă că el îl minte. Așa, hai păstrăm un picuț liniște să vedem Andrean ce ne spune, da? Andrean, cum crezi, cine îți face ce surpriză frumoasă? Cine te iubește pe tine foarte mult? Cine? Îmi spui măcar la urechi mie? Da, să-ți spun eu la urechi și tu îmi spui dacă cunoști așa persoană. Da. Mimica. Așa. Bun. Hai că mergem mai departe oricum. E, noi îl înțelegem că el are emoții, așa e, Adrian? Uite așa. Uite cine a venit aici la tine. Asta. Uite, noi am venit aici să-ți aducem surpriză frumoasă. Mămicii tale. Cum o cheam pe mămica? Încercăm măcar aici să depunem întrebarea. Cum o cheam pe mămica ta? E Viorica sau nu e Viorica? E ea sau e altă tante? Poate am încurcat noi copilul. Adrian. Nu te mai chinuim, lasă că tu este de prins până la urme. A, nu știu, o să mai dansăm, o să mai facem noi ceva, ne deschidem. Așa, uite, a venit și prietenul ăsta ea, eu acasă îl iau pe el, dar jucărie ți-o lăsăm. E bine așa? Merge să o ți-o lăs și ursul la tine. Ce facem? Lăsăm și ursul aici? Da! Doar pe ăsta îl mănâncă dintr-o înghețitură. Îl mănâncă mult, nu vedeți ce burtă mare are și-i gras? Hai, el poate mult. Ia așa, și o mânc cât te duci pe voastră. Bun. Rugăm ursulețul să dea mașinica. Wow! Deja ne zâmbim, deja e bine. Da, bun, ce faci? Ursulețul, dai sunt de copii, că așa e așa. Adrian, ia zi tu, de ce mama a vrut să-ți cumpere ție mașina? Tu ai spus că vrei mașină la ziua ta? Așa ai spus? Să știi că visele se împlinesc atunci când ești cu minte. Dar tu ai fost cu minte, mama ne-a spus că tare cu minte. Băi, mai cu minte copilul ăsta, stoporul ca al meu nu-i. Așa-i? Așa-i? Vrei și bunică râde. Ea cred că știe tot cum e înțelegă ta în prim plan. Așa. Dumneavoastră cu siguranță o cunoașteți pe mămica lui Andrean, eu nu o cunosc decât din mesaje telefonice și din apeluri, dar mi-a creat așa o impresie că este un suflet de om foarte grijuliu și atent la detaliile care se treacă aici la surpriză. De ce zic asta? Pentru că a avut grijă și să fie o tortă care pleacă acasă, pentru că bunica de seară să nu aibă complicații la întrebarea cu ce mă aștepți acasă, da? Știi bine că de seară la un ceișor și cu cine o să mai vină, poate oaspeți la voie să aveți cu ce servi. Dar a avut grijă, desigur, să aducă și pentru copilași ceva, o atenție frumoasă, să îndeplinească visul lui Andrean, că a zis că vrea mașină. Deja permisul ți-l faci singur, mamă, a venit cu automobilul, cum se zice, așa. Noi venim și cu un coșuleț de fructe, la fel pentru tine, pregătit de mama. Este foarte greu, dar foarte, foarte greu. Și o șampanie de asta, așa, pentru băieții ăștia, clasă. Așa? Ei! Vă pare că eu nu pot să iau în mintea voastră? Ei! Ce-am curat de ea să mă iau pe unde ea? Așa? Și nu te-ai îmbătat? Nu te-ai îmbătat? Bravo, băieței, bravo, sunteți foarte bine. Așa! Mulțumim, mamica, spune Andreea. Așa, uși să mai dăm tăci. Avem și la urmă să mulțumim și la mamica, da, Andreea? Ia spune tu mie, cum o cheamă pe bunica ta, că am uitat. Nu știu cum să mă adresez, cum o cheamă? Cum o cheamă? Spune-mi la urechi, măcar că am dat, nu te-a zis cu amică. Dar și mie, mă fac. Așa, cum o cheamă?
Așa. Lăsați, că nu sunt așa noi zis gheață. Ză doamne educatoare, eu azi am scot părleala pentru tăjerea asta. Nu o scăpați. Așa. Noi am anunat darurile care le-am pregătit cu drag pentru Adrian, dar încercăm să mai păstrăm o leacă liniște, da? Încă un pic. Voi să vă jucați în cursul, numai decât facem poze de cele pentru like și pentru TikTok. Vă știți de TikTok, așa? Da. Cine știe de TikTok? Eu! Dar cine știe literele și cifrele? Eu! A, gospodărie, am vrut o leacă, știu eu mai șmecher ca voi, dar nu dați voi. Aici sunteți cei mai buni în cei mai buni vătări. Deci nu știu cum să mă fac cu voi mai șmecher. Bun. Mă îndrept atunci pe bunicuța Tamara, așa mi s-a prezentat acest suflet de om, care aici acasă are grijă de acel micuț suflet de om, de Adrian. El vrea să arăte că nu e rușinoasă, el e bărbat serios, el azi are 5 ani. Cum vă pare vouă? La 4? Așa, mai alentat, la 5 deja bărbat adevărat, așa? Așa, cântărit la vorbă, se gândește și spune, așa e Adrian? Ei, înțeleg, e nimic aici. Bun, ne îndreptăm spre bunica, o salutăm cu drag și... Vrem azi, când am venit în fața nepoțelului dumneavoastră, din partea fiicei dumneavoastră, să vă aducem și dumneavoastră o micuță atenție care ne-a dat în suflet. Să vă aducem dumneavoastră. Și de fiecare dată când am momente pe lângă un magiar să mai duc dar altcuiva, normal că vine o întrebare. Este și bunica o magiară și normal că iarăși vine o întrebare, nu este magiară. Și atunci îmi dau seama, fără să întreb, și deja încerc să le încheg eu gândurile mele din suflet și din creierașul meu adunate, să încerc să simt ce simte acel suflet de om de acolo de departe, care astăzi, cu mari emoții, poate doar atât să facă. Și nu doar cu emoții, dar cumva cu un greu în suflet, că fiecare mamă visăm să ne trezim dimineața și să ne trezim copilul, să ne strângem copilul la piept și mai ales când sunt și zile de sărbători, să-l sărutăm, să-i facem darul, să-i facem masă de sărbătoare, să-l aducem la grădiniță cu dulciuri împreună cu copiii să cânta la mulți ani. Mulțumesc din suflet mamei că ne-a încredințat acest moment mie și îi promit din suflet și în fața dumneavoastră că încercăm din tot sufletul meu, în primul rând de mamă, care am și eu copii, să facem momentul frumos pentru copilul dumneiei, care astăzi ea vrea să fie zâmbitor și nu doar astăzi, îl vrea fericit întotdeauna, de fapt ca și pe ceilalți copii ai dumneiei, am înțeles că mai sunt doi frățiori mai mari. Și această surpriză, desigur, vine și din partea lor. Mămica a zis așa, din partea mea, din partea frățiorilor și bunica ca complice aici. Mult înseamnă să ai un complice aici, pe loc care să te aștepte și să te ghideze. Deci uite azi, pentru bunicuța, din partea fiicei dumneavoastră, avem această floare și o șampanie de sărbătoare. În semn de mulțumire și respectul care vă poartă. În semn de dragoste și dorul care vă poartă. Și recunoștința maximă pentru faptul că atâta timp cât ea nu este acasă și nu își poate, din păcate, îndeplini datoriile ei de părinte și de mamă și cauza și motivul, știți toți, e un motiv foarte întemeiat pentru că a plecat departe să facă un viitor celor rămași aici acasă. Cum fac, de fapt, multe mame, din păcate, nevoie de să plece, să lase acasă omuleți dragi, casă, masă, părinți, copii, etc. La fel și fiica dumneavoastră, plecată pe un trai mai bun, pe un viitor mai bun, dar cu sufletul, gândul și dragostea, rămasă întotdeauna aici acasă. Și zic mereu că este un noroc și o fericire atunci când mai este un suflet de mamă, în alte cazuri și tata, care poți, mă refer la mama și tata, a mămicii lui Adrian, care au rol de buniei acasă și pot să ajute. Aici este bunicuța în cazul nostru și este suflet de om puternic, credincios, răbdător și ea e conștientă că anume datorită dumneavoastră că a avut cui să lase acest sufletel de om în mâinile celei mai de încredere femei din viața ei, mama, care a crescut-o pe ea cu atâta dragoste, cu atâta răbdare și știe sigur că mult mai multă dragoste investiți din sufletul dumneavoastră în acest suflet de om micuț care este Adrian. Și poate azi să vă spună din suflet, mulțumesc scumpa noastră mamă, scumpa noastră bunică, că vă iubesc nespus, că le este dor nespus și că este mândră și recunoscătoare, mai repet, pentru faptul că acasă sunteți anume dumneavoastră și plus că aveți grijă de copilul ei. Știe foarte bine că acasă o așteaptă o ușă și în pragul casei întotdeauna stă sufletul care ne-a oferit viața în lumea asta și se numește mamă. Venim!
Dacă am zis că acolo e șampanie pentru pațani, este pentru cine? Pentru bunieri. Așa? Da, aici nu vezi voi, că trei zile, dar să fii pauză, credeți. Dar să fii numai scătoare. Așa. Și să știți că, mămica, de ce am zis că a avut grijă în mici detalii de această surpriză frumoasă? Această tortică, gata, feliată, pregătită, este pentru voi, da? Că am zis că una merge acasă, una merge aici cu pentru voi. Deja educătoarele să aibă grijă să vă împarte atunci când va fi momentul, dar voi o să fiți cuminți, bine? Și o să serviți și voi din torta dulce de sărbătoare a lui Adrian. Așa? Noi îl aplaudăm pe Adrian? Da. De obicei când fac surprize și când mă duc la oameni acasă, știți ce fac eu în primul rând? Ce credeți voi că fac eu când intru în casă la oameni? Ce? În afară de bună ziua, da, este ceva care nu trebuie să lipsească de gurița noastră, așa? Când ne ducem la cineva, spunem bună ziua. Și ce mai fac eu? Cum credeți? Spune că fii despre. Hai, spune. Spune. Nu, aduce-mi surprize. Așa, aduc surprize, corect. Și ce fac eu omul când intru? Ce-i fac eu? Felicităm, da, dar felicităm cum? Duceți la cumpărături. Măi, dar voi sunteți jos pălărie chiar aici. Deja nu mă simt pe peruș eu în fața voastră. Voi tot știți, tot sunteți deștepți. Bravo, cineva a zis felicităm, am tot zis la mulți ani. Felicit cu la mulți ani prin cânte. Voi știți a cânta? Da. Și asta știți? Da. Și știți a cânta și tare? Da. Și frumos? Da. Și prin aplauze? Da. Mă pierd în voie. Hai să cântăm la mulți ani și toți împreună, cântăm? Hai, eu încep și voi mă ascultați pe mine. Da, cântă, hai frumos, bine? Mulți ani trăiască! Vă iau la surpriză cu mine, ce ziceți? Mergem? Da! Mergem? Au căruț mai mare, să găsești în sat, sunt căruț. Așa. Bun. Ce ziceți voi să ridicăm pe scaun? Îl ridicăm pe scaun? Da! Îl dăm jos sau nu? Nu. Da. A, da, și puternici sunteți. Îl fac că și ștepți un ștepți. Au și mușchi are. Vă leu, lezneți sfiturul. Da, o țarii! Cum? Așa? Hai! Lina, muzica!
mari. Îmbrățișăm Vasilețul. Da, da, știți. Da. Așa, am îmbrățișat, dăm la alți copii, dăm la voi, la alți copii, la alți copii. Eu las cu mult, dar nu mai mâncați azi la amiază. Da. Da? Așa. Da, la alți copii, la alți copii. Da. Și bunica poate să-i spună ceva. Să-i spunem? Spune bunica așa, să audă și ea. De baba să spui, dar tu din grupa să spui. Vrei așa? Mulțumesc, Iorica, că ai făcut așa o surpriză frumoasă. Și să ascult el bunica pe mama, părința asta. Să fiți sănătoși. Să uiți de ți-a fost greu. E minunat să ai copii. Îți zic și eu, bucuria dintr-un zâmbet. Ai să o vezi ca pe un soare. Uneori te auzi și un plânset. I-ai dat lume la picioare.